Aseară s-a intervenit pentru prima dată cu utilaje pentru dezăpezire în municipiul Târgu Jiu. A venit iarna, ați ieșit la dezăpezire? A venit, în sfârșit a venit și iarna. Avem în teren mai multe utilaje, 4 unimoguri, 2 rabe cu lamă, 2 tractoare cu plug. Deci tot ce am avut am băgat în teren, am împărțit orașul în mai multe sectoare. După cum se vede, îi dă continuu, sperăm să facem față, deocamdată probleme nu sunt, nici la primărie nu e nicio sesizare în acest domeniu. Mergem înainte toată noaptea, sperăm să rezolvăm problema. Drumarii au muncit toată noaptea și au făcut față cu greu situației. E greu, ninge în continuu? Ninge în continuu, de la 7 în continuu am mers cu mașina și nu stă deloc. Ați dezăpezit o stradă, ați revenit pe strada respectivă? Am dezăpezit-o de 2 ori, de 2 ori, de 3 ori. A venit iarna, nu e greu ce să facem, asta este, este frumos. De la ce oră lucrați? Am intrat în tura de noapte, la 19 și până mâine dimineață, la 7. Dezăpezit, se pune zăpada, iar o luați de la capăt? Da, bineînțeles, asta este. Cei mai fericiți au fost însă tinerii șoferi, care au profitat din plin de prima linsoare.